Max Lucado, obișnuia să aducă o lecție de viață în miezul predicii sale. Scoțând din buzunar o bancnotă de un dolar, o întinde audienței, invitând-o să o ia. Răspunsul este previzibil. O scurtă pauză, apoi un fâșii de picioare. O soție dă cu cotul în soțul ei, iar acesta dă din cap. Un adolescent dă să se ridice, dar imediat se așează amintindu-și de reputația lui. Un copil de 5 ani pornește pe culoar, dar mama îl prinde de mână și îl aduce înapoi. În final, un suflet curajos se ridică și spune, îl iau eu. Dolarul este luat și aplicația începe. De ce nu ați primit oferta mea? Unii spun că s-au simțit jenați. Alții că lecția era evident pentru copii. Alții s-au temut că este vreo șmecherie la mijloc. Apoi, pentru unii care au portofelul plin, un dolar nu este atractiv deloc. Nu merita efortul. De ce nu acceptă oamenii darul lui Hristos? Pentru că unii spun că se simt jenați. Alții că este evident pentru copii. Alții se tem că este vreo șmecherie la mijloc. Iar pentru unii care au portofelul plin, un dolar nu este atractiv. Nu merită efortul. Cu o anumită ocazie, Lucado povestește cum o fetiță care luase dolarul a întâlnit-o după câteva zile și a întrebat-o: mai ai dolarul de la mine? Nu. L-ai cheltuit? Nu. L-am dăruit. Când m-am întors la locul meu în bancă, un băiat mi l-a cerut și l-am dat. Simplu. Așa cum l-a primit, l-a și dăruit. Cum se putea altfel? Testul primirii harului lui Dumnezeu este tocmai disponibilitatea de a acorda har. Cine a primit har devine un agent al harului. Harul este un dar de care avem disperată nevoie să-l primim și să-l dăruim.